Ce faci tu aici, again? Nu știu, astăzi tema emisiunii e zburatul. Da, toată lumea, din cauza lui Cucu. Noroc că nu pică nimic. Într-o zi o să pice pe noi totul. Da. Cum stăm cu treaba? Păi ne jucăm cu treaba. După cum v-am zis, o să trecem din ceva frumos în ceva și mai frumos și mai extrem. Ai făcut-o mult mai scurtă, da. Și am mers dintr-o graduare foarte, foarte scurtă. Coafura pe o parte o să fie mult mai geometrică. După care tun din partea de top, să o facem, să dăm puțină lejeritate, că are noroc și are păr cât dorește. Lucky! Lucky! Dă-i drumul la biserică și aruncă-te în genunchi. Are păr cât dorește și o să facem și partea de top puțin mai scurtă, după care o texturăm puțin să poată să-l ridice și să-l aranjeze în orice parte. Tot ai făcut păr. Tot ești mai păr. Asta e treaba mea, ce ai, să fac. Veneam de dimineață la voi cu un taximetrist și mă întreabă cu ce vă ocupați, lucrați la televiziune? Am zis nu. Cum nu? Tu ești colegul nostru. Da, part-time lucrez la televiziune. Ești în prima emisiune aici. Part-time mi s-a propus să fiu și însoțitor de zbor. Ai găsit vreuna pe acolo și povesti mult și până la urmă ți-a propus treaba asta, sau? Da, anyway, și mă întreabă anyway. De dimineață. Anyway, da, așa e. Mă întreabă de dimineață domnul taximetrist, îi zic că lucrez în coafor. Da, dar cum e? Da, de unde v-a venit inspirația? Da, na, pentru o fată e altfel, se gândește ce facem, fac unghii, fac păr, fac... Da. Și eu am început să zic la nenea povestea, știi că, na... Îmi duceam prietenii la mutușa la tân și mutușa mi-a pus foarfeca în mâine, așa zis, ia copile tu. Așa ai început mai, n-ai era farza cu foarfeca de vie. Aia era când aveam, acum vreo 20 de ani, când aveam 6 ani. Asta e din categoria sfaturilor bune care le primim pe taxi. Eu aș putea să fac cam un almanac, 2, 3, nu, foarte, foarte, foarte multe. Bun, păi te lăsăm să-ți faci aici treaba și noi să povestim puțin cu cei de la Cat Rhythm, nu? Nu, da. Cum, Ioana, merge tunțul? Merge, merge. Merge, zici că merge? Uh-huh. După câte am văzut eu, nu prea merge. A greșit-o pe domnișoara. Nu, așa e freza. Glumă, trupa Catrim. Bună dimineața, trupa Catrim. Bună dimineața, bună. Sau să-i zicem Catrim. Mai încearcă, hai că pot. Cat Rhythm. Exact, ai văzut? Cat Rhythm, yeah. Definitely Cat Rhythm. Mă, tu ești... Nu ești tu șmecher, mă, Stănică. Vorbim cu Ana, Mihai, Eric și Francisc. Ce-am ținut minte. Deci parcă am cântat și eu cu voi. Păi ai și cântat, doar te-am auzit. Am cântat? Ai uitat. N-am mai ținut minte. Probabil băusem ceva. Ce mai faceți? Bine facem, suntem foarte fresh, așa de dimineață la voi. Da? De când așteptăm să venim la voi? Eu sunt mare fan de emisiunea asta. Nu cred. Cum ne cheamă? Cum ne cheamă? Cum ne numim? Dragoș.
Am zis bine sau da, nu? Da, 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 el este dragă, dar e ok. Ce? Eu am putut să mă zic. Nu, nu, eu sunt Dragoș. Bun. El este? Cucu. Cucu. Și aia este? Draga mea. Așa. Bine, nu. Așa? Nu v-am prins draga cu chestia asta, într-adevăr. Îți dai seama. Cum a apărut numele Cat Rhythm? Păi, Eric, la un moment dat, în Olanda, acum vreo câți ani, vreo 6 ani, eram împreună cu un prieten de-a lui în mașină și asculta o piesă a lui Johnny Cash care se numește Get Rhythm. Și de acolo s-o gândeau cum să-i pune numele la trupă, Get Rhythm, Cat Rhythm, mai bine, ca să nu fie chiar Get Rhythm. Și a schimbat prima literă. Da. Ești cam atât, dar nu e o poveste foarte... Adevărat că nu e ușor de reținut Get Rhythm. Poate să citească oricine cum am citit eu. Exact. Cat, sigur că Ioana e mai ușor de reținut decât Cat Rhythm. Acum, da, am emoții, ce vrei? Îl aveți pe Eric from Switzerland, înțeleg. From Switzerland, da, from the Netherlands, dar Switzerland cu Netherlands... Tot pe acolo. Exact. Bine că e Europa. Exact, tot bine că e Europa. Eric vine din Olanda, și dar mai nou zice că e din Apahida. Așa că dacă le întreabă lumea de unde vii, el zice că din Apahida. Din Apahida. Exact, Apahida. Acolo locuim, deci... Is in Switzerland. Yes. Voi sunteți singura trupă cu siguranță din România care cântă genul ăsta. Da. Rockabilly. Deci știm noi, da. Da. Cum s-ar defini genul? Mie îmi sună rock and roll, dar voi să mă contraziceți cu siguranță. Păi, adevărul e că nu e o foarte mare diferență. Deci nu, într-adevăr, rockabilly e o combinație între blues și muzică country și bineînțeles că de acolo vine și rock and roll și rockabilly, deci diferența nu e foarte mare. E o muzică care ne duce, ne teleportează cumva în anii 50. Exact, exact, exact. Și dacă mă uit și la chitară, dacă mă uit la ținuta voastră, la aliură, la absolut totul, parcă e din perioada aia. Păi noi încercăm să ne dăm silința să iasă ce vrem noi. Din păcate pentru mine găsesc foarte greu haine în România de stilul ăsta. Dar ne descurcăm cu ce avem și cu ce putem. Uite, știi cum facem? Poate să schimbăm noi ponturi între noi. Eu zic unde găsești rochi gen Marilyn Monroe și tu îmi zici unde găsim papuși de casă, că e foarte greu la noi, mai ales mărimea asta, pentru mine și pentru Cucu. Bine. Greu ne descurcăm. Gata. Dar stilul e foarte studiat, adică cel puțin la tine și la Eric, mă gândesc, și la ceilalți componenți ai trupei. Trebuie să studiezi stilul vestimentar, stilul de machiaj, toate lucrurile astea. Da, da, pentru da, a fi de acolo. Nu e mare scofală. Deci nu e mare scofală să te duci un pic pe internet, să citești despre cine a fost Marilyn Monroe și să, de exemplu, dau totdeauna exemplu pe ea ca să înțeleagă lumea exact la ce mă refer, că bineînțeles că sunt multe persoane din perioada aia care au fost cunoscute și foarte frumoase. Și nu e... necesită un pic de timp și atât. Deci este ținute făcute de un stilist? Nu, deci nu, am ținut, mi-am adus. Cât ai stat? Nu, acum stau și mă gândesc, nu că am o roche. Nu am numai o roche făcută de cineva, dar restul sunt aduse de dincolo, în principiu. Videoclipuri? Aveți vreunul deocamdată? Nu avem încă. Nu aveți. Cum le vedeți? Cum le vedeți, da, cum v-ar fi? E videoclipul pe genul ăsta de muzică. Uite, lăsam pe Șoti să spun asta, că el m-a inspirat din punctul ăsta. Numai Mihai vorbește, Mihai, cum vezi un videoclipul? Niște mașini clasice. Un Chevy sau... Chevrolet. Sau... Chevrolet. Microfonul, că nu. Sau ceva, motociclete tot așa clasice. A la James Dean. Deci tot în nota tot acelor în stilul ăla. Bine. Reproducând acea atmosferă. Cum, o altă întrebare, cum v-ați cunoscut? Eu știu cum v-ați cunoscut voi doi, dar cum v-ați închegat trupa? Presupun că... fiecare dintre voi era fan al acestui gen, pentru că dacă nu v-ați fi avut tangențe, cel puțin tangențe cu genul ăsta, n-ați fi putut să faceți lucrurile astea minunate. Categoric, bine, cel mai mare fan, pot să zic, dintre noi este Eri, care cântă stilul ăsta de vreo, nu știu, mai mult de 15 ani, de când era micuț. Și eu totdeauna am fost pasionată de stilul ăsta, că am crescut într-o familie de muzicieni și am avut ocazia să ascult chestia asta înainte. Și bineînțeles că ei doi, ce să mai zic, Joți are o experiență în spate de foarte mulți ani și bineînțeles că și el iubea stilul. Și da, Mihai la fel, dar chestia e că la noi în țară cum nu se cântă așa ceva, nu au putut exploata chestia asta mai mult. Așa că trebuie să vină unul de dincolo și să încerce chestia asta la noi.
E un stil greu de abordat din punct de vedere muzical? Nu, nu, nu știu ce să spun. Pentru mine nu e greu de abordat ca și cântăreață, dar pentru ei nu știu. Sau e vorba de faptul că nu e prea comercial și de asta nu s-ar apuca multă lume de... Păi nu e comercial, dar știi ce e ciudat? Că nu e comercial, dar la petreceri dacă se pune un Elvis, așa toată lumea dansează. Da, e foarte ciudat, e foarte plăcut. Asta. Da. Eu zic că e mai bine că numai voi sunteți pe Rockabilly. Și eu. Da, adică nu sunteți 6.000 de trupe și atunci numai bine, răsăriți, ca să zic așa. Păi noi încercăm și sperăm să iasă așa cum vrem noi. Bine, lumea na, începe din ce în ce mai mult să reacționeze la genul ăsta de muzică, dar na, totuși e greu. Dezavantajul e că niciodată nu o să prea fiți dați pe la radiourile comerciale. Da, da, într-adevăr, într-adevăr. Și atunci nu te aude... Păi, nu, că noi totuși suntem convinși, am avut și avem publicul nostru și sunt oameni care și încet, încet o să evoluăm și noi mai mult. Vă cheamă lumea la petreceri, la evenimente? Am fost și la nunți, a fost foarte, foarte fain. Da, am fost la evenimente, petreceri. Chiar în primul an, când am început să cântăm, am avut câte concerte am avut? Am avut, cred că, fiecare lună vreo 2-3 concerte, nici nu le-am numărat. Deci a fost foarte fain, din primul an, așa. Și presupun că dansează lumea, pentru că de obicei la anunți, când vin pasaje de muzică de genul ăsta, influențe rock and roll, lumea dansează. Și mai ales oamenii peste 40 de ani, în primul rând. Ceea ce e foarte frumos, că se apucă să danseze și... Super. Cu voi o să ne auzim și pe final, da? În partea a doua emisiunii. Foarte bine, vreau să vă arăt un video. Băi, nu stau șoareci ăștia nici cum. Mai ales pe capul meu. Bine, șoareci ăștia ați făcut. Uitați ce inclinație sentimentală are Stănică vis-a-vis de animale. Nu e sentimentală, e altă. Deci, așa crede el că animalele se împrietenesc. Probabil așa face și cu fetele. Te da. Lezi de coada. Da, cu coada. Nu zic eu cu coada. Cel mai fericit om pe care e posibil să-l vedeți azi. Nu se poate. Video. Fii atent. Fii foarte atent. Ești atent? Uai, știu. Ai, da. Și scapă. Stănică, să-ți mai arăt alte videouri special ție. Și fii atent. Fii atent. Stănică, și scapă. Hai, ce mișto e asta. Ce tare! Și eu aveam unul, dar nu-l găsesc, mă! Aveam unul tot așa afară. Ai văzut, mă? N-are nimic, mă! Extraordinar! Asta înseamnă să ai zile! Asta-i! Asta-i toate! Bun! Vă reamintim că 19 noiembrie este ziua toaletei. Avem un capac de toaletă roz. Mai vrei o video dată? O video mai vreau o dată. Bine, dar ăla care ți-l dau eu, vine să crezi. Că ăla-i și mai și... Dacă îl găsești, da. Da, nu că-l găsești în loc. Astăzi, dacă e ziua toaletei, eu zic că merge asta cu toaleta. Ești rău. Hai de capul meu, bă. Nu pot să... Uite-te, volanul e afară, la oglindă. Da. Deci dar ce mașină era? Ceva... Era ceva mașină rusească, da. O Lada, o Volga, o... Vezi? Tablă groasă. Da, asta înseamnă să ai noroc, mai sunt și oameni care au noroc. Asta înseamnă să fii proști și să ai noroc. Ei, da. Da. Vă da. Ziceam de ziua toaletei roz, sărbătorim capacul de toaletă roz la Răsărit de pe Fix. Vă așteptăm mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/răsăritdepefix sau la telefon 0264504864 sau 0264504865. Ce ne spun astăzi astrele? Aflăm de la colega noastră, Doriana. Bună dimineața pentru toți cei care au rămas după eclipsă. Berbec. Astăzi vă dezmințiți într-o anume privință cea a egocentrismului, pentru că nu aveți nevoie de elogierea gratuită a realizărilor sau talentelor dumneavoastră. Sunteți perfect capabili să vă dedicați unei cauze și să evitați necesitatea măgulirii ego-ului azi. Doar azi. Taur. Dumneavoastră nu sunteți un animal de povară, ci unul de creere și procreere, ați uitat? Așa că mai ușurați din bagajul pe care îl cărați în spate prin integrarea alături de prieteni, familie și societate în general. Este imperativ să consolidați aceste relații. Gemeni. Controlați-vă tendințele de a judeca sau și critica pe alții. Lăsați-i în pace dacă nu le puteți respecta valorile. Nu totul este disponibil pentru a putea fi examinat de dumneavoastră, așa că ar fi frumos din parte vă să le respectați tuturor intimitatea. Rac.
Ar fi bine, cel puțin azi, să fiți mai atent la starea dumneavoastră emoțională și spirituală și apoi să vă uitați și la ceilalți. Mai întâi, priviți chiar în față. În față am spus, nu înapoi, dacă vreți să vă reușească proiectele pe care vi le-ați propus și să păstreze traseul corespunzător. Leu, astăzi veți fi implicat în călăuzirea vieții altora. Distingeți rapid domeniile ce necesită îmbunătățiri, iar deficiențele asupra cărora vă opriți pot avea lipsuri obiective. Să nu uitați totuși că operați conform punctului dumneavoastră de vedere și că nu toți trebuie să vă aprecieze părerile și ideile. Fecioara, să nu vă apuce azi ipohondria că o să vă țină cam mult. E adevărat că sunteți obsedați de felurite boli, reale sau imaginare, de felul dumneavoastră. Și dacă nu vă autoeducați în direcția acestei griji, veți atrage exact ceea ce vă înfricoșează. Cumpătarea în tot și în toate este soluția, nu doar pentru dumneavoastră. Balanță. Există o trăsătură negativă a zilei de azi pe care o veți îmbrățișa ca pe una pozitivă. E vorba de tendința de schimbare prea ușoară, odată cu starea de spirit a epocii și cu moda curentă. Poate ar trebui și ar fi mai avantajos pentru dumneavoastră dacă v-ați face propriul stil sau sistem de gândire și să-l urmați cu convingere. Scorpion. Ehei, dumneavoastră sunteți toți moștenitori ai tronului britanic, asemeni celui care vă e coleg de semn zodiacal și sărbătorit azi, Charles, prințul de Wales. Eu zic să ne dovediți și că meritați coroana și sceptrul și că nu e doar un beneficiu de familie. Săgetător, sunteți extrem de tenace și de activ mental azi, în plus și foarte curios, chiar dornic de a dezgropa secrete ascunse. Ce ne facem? Avem două variante. Ori vă ocolim ca să nu ne dați de gol, ori vă amintim că și dumneavoastră aveți secrete sentimentale. Tăceți? Capricorn. Fire conservatoare, cum sunteți majoritatea, fie mai liberar, cum ar fi niște excepții, ideile dumneavoastră sunt de responsabilitate socială, perfect clare pentru toată lumea și au o latură morală. Ok, dar nu toți suntem workaholici, știați? Vărsător. Sunteți nemilos azi, dar onest în testarea propriilor teorii și în îndepărtarea produselor sau elementelor care nu funcționează, păstrându-vă astfel obiectivitatea. Indiferent de domeniul profesional, cei mai evoluați funcționează așa nu doar astăzi. Pești, căutați o cale de mijloc, modelați-vă tendințele extremiste, nu neapărat prin compromis. Aveți un caracter destul de elastic și trebuie să căutați consensul cu ceilalți ca să nu vă expuneți vătămărilor permanente din partea adversarilor și adversităților vieții.